În fiecare an, pe 25 mai, senatorul Darius Vâlcov va prezenta bilanțul activității parlamentare. Prima carte a fost prezentată. Toată munca pe care am făcut-o anul acesta la Senat, probabil, pentru că și cartea, ați vedeți, este mai mică, nu se compară cu o zi din munca pe care am făcut-o ca primar. În momentul în care am terminat un mandat de primar, avem o carte de două ori mai mare și de patru ori mai groasă. Dar deși aici munca nu se vede, să știți că este destul de laborioasă și este mai mult de discuții, de convingeri, de consultări, de analize, de studiat, dar nu este cu mult mai puțin sau chiar mai puțin interesantă sau importantă. Vâlcov a avut în primul an de mandat 30 de propuneri legislative, 15 declarații politice, 26 comunicate de presă și 183 de luări de cuvânt. Două dintre proiectele legislative inițiate au fost adoptate. Avem parteneriatul care se poate crea între autoritățile locale și agenții economici sau doar agenții economici pentru parcuri industriale, pentru că deja acea inițiativă este lege și mai mult decât atât Slatina este prima localitate care a implementat acea lege apărută în 2013 și doi la mână avem tot o lege implementată, cea măririi salariilor din iulie 2014. La primari, viceprimari, oameni care au o răspundere extraordinar de mare începând cu finele acestui an. În raport nu a fost trecut și lobby-ul făcut pentru realizarea sau continuarea unor investiții din Slatina și din județul Olt. Nu am spus în carte despre zecile de drumuri pe care le-am făcut la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Economiei, la Ministerul Mediului, pentru solicitările primite din partea primăriei Slatina și o parte din partea Consiliului Județean. Că vorbim de bazinul de not, că vorbim de sala polivalentă, că vorbim de reabilitarea blocurilor. În carte, senatorul Vâlcov ar fi vrut să treacă și începerea două proiecte importante promise în campaniile electorale, dar regret un singur lucru, că centura Slatinei sau drumul expres nu au demarat în acest prim an de mandat. Sper că în momentul în care va apărea și a doua carte, cu al doilea an de mandat, acest regret să dispară. Și măcar una dintre cele două să fie în stadiu de implementare sau aproape de stadiul de implementare, oricum cu bani alocați. Eu am mers pe principiu și merg pe principiu că trebuie să deschizi atât de multe șantiere cât îți permiți într-un anumit interval de timp, dar odată deschis un șantier, el trebuie terminat. Este important ca toți parlamentarii să prezinte un raport de activitate, consideră senatorul Oltean. Ceea ce aștept este ca toți parlamentarii, de Olt sau nu, să facă același lucru, pentru că numai astfel vedem care este munca fiecăruia și, până la urmă, să-i tragem la răspundere și să ne trageți la răspundere acolo unde este cazul. Cartea în care este prezentat raportul activității parlamentare a fost tipărită în 300 de exemplare și distribuită la Senat, la comisiile parlamentare, la liderul de grup, la Consiliul Județean, primăriile din Olt și alte instituții publice. Fiecare locuitor din colegiu va primi un rezumat al raportului.